îndrăzni. Bogdan, nu îndrăzni. Bună din nou și bine ați revenit pe canalul meu. Tu îți dai din mâini ca și cum aș fi eu. Astăzi o să facem un challenge care l-am văzut la multe dintre voi. Se numește Not My Hands. Și astăzi mă voi machia cu mâinile fratelui meu. Și aici am o grămadă de machiaj. Am pregătit... vezi să nu mi le spargi. Am pregătit fond de ten, bază de machiaj, bine, primer. Cam tot ce... vezi că s-a dus buretele încolo. Cam tot ce ar fi nevoie pentru a mă machia. Nu e momentul să încep acum să mă machiez. Mână, lasă fondul ăla de ten. Ăla-i pudră. Așa. Și o să vedem cât de minunat o să ne iasă acest machiaj. N-am făcut nicio pregătire înainte. Pur și simplu i-am spus fratele meu cu ce să mă machiez și a zis nu că el știe. Așa că aia e pudră. Să-i dăm drumul. Să începem cu un primer. Să ne punem pe față mâzgă, ar zice frate meu. Da, trebuie să o întindem pe față, nu foarte multă, să o întindem până intră în piele. Până intră, dar nu în gură și în ochi. Înainte ne pregătim tenul. Înainte de a le da cu fond de ten. Aha. Așa, puțin lifting facea nu strică. Dar nu am nevoie de masaj. Mână, nu nebunii. Vezi că îmi strici sprâncenele. Bun. Acum ne vom aplica fondul de ten. Aplicăm pe invers. Dar nu uite ce faci. Aplicăm, nu trebuie să mă uit. Aplicăm pe, ba da, aplicăm pe Beauty. Ajunge Beauty Blender fond de ten și apoi taponăm fața lejer. Și nu pe ochi și nu pe buze. Taponează fața lejer. Așa, dar fă-mă frumos. Taponăm și barba. Și nasul. Și fruntea. Bun, dar taponăm. Așa, taponăm. Mai pune fond de ten dacă mai ai nevoie. Trebuie să fie uniform. Mai uite-te și tu în oglindă să vezi dacă e uniform. Așa. Dă mă dracu. Așa, taponează. Gata, uniform. Bun, uniform. Acum închidem fondul de ten. Închidem fondul de ten, așa. Luăm pudra care e deschisă deja. Așa, luăm pensula pentru pudră. Pensula. Nu, aia nu. Este pensula aia care îi place la Charlie. E mai distractiv să nu văd nimic. Nu, aia nu-i, nu-i aia. Cu mâna stângă. Cu mâna stângă luăm pensula pentru pudră. Nu băga mâna tu. Mâna stângă. Aha. Așa. Și acum trebuie să ne dăm cu pudră pe față. Ca să matifiem fondul de ten. Mai distractiv dacă nu văd. Da. Așa. Băi, ce fain. Mai pune, mai pune pudră, mai pune. Trebuie să fixăm bine fondul de ten. Fixăm. Dacă nu v-ați dat seama, suntem în același tricou amândoi. Gata, că strici sprâncenele. Bun. Acum am terminat. Luăm... Ia mâna tu, că YOLO. Arată-l că e de la MAC. Așa arată. Așa. E o pudră numai pentru bujorii roșii. Nu știu cum să explic. Deci trebuie să mă faci cu aceeași pensulă. Adică eu trebuie să mă fac cu aceeași pensulă, dar doar să-mi fac bujor roșii. Înțelegi? Ăsta? Da. Oho. Da. Bun, ajunge. Bun. Acum celălalt bujor roșu. Imaginează-ți că astea-s mâinile tale. Bun, mână, bravo, gata. Am terminat cu bujorii roșii. Nu, pe frunte n-am bujor roșii. Wow, ce frumos să mă simt. Ia stai să mă văd. De capul meu, cred că sunt bujor roșii pe masă. Acum luăm paleta de la Too Faced. Stai că ți-o luăm paleta de la... Lasă tu paletă. Dar nu înțeleg de ce trebuie să luăm aceeași pudră și să dăm prin toate blașurile care le avem și să ne facem pe sprâncene. Așa. Toate blașurile care le avem, mi-arată la cameră blașurile.
desfăcute. Așa. Și să ne dăm, tocmai ne-am dat răspunsene. Gata, ne-am dat deja. Ne-am dat. Ba, ne-am dat. Dar aia e pentru față, de fapt. Pentru... Nu pentru ochi, nu. Îl folosim de bază de machiaj pentru ochi. Dacă e corector și pentru frunte. Am făcut tot corector frunte. Și acum urmează din cutiuță... Nu, rimel, nu, prima oară creion de ochi ai de viață. Ce e ăla? Ăla e creion roz de ochi, dacă cumva vrei să... De capul meu. E păste pe deasupra ochiului. Să faci așa, cu creion roz. Așa. Pe la celălalt ochi, gata, am ajunge cu ochiul ăsta, că mi se consumă creionul și nu avem ascuțitoare la îndemână. Dar ia uite-ți și tu în oglindă. Ai de viața. Așa, gata, ajunge, că ăla nu mai e ochi. Mulțumesc, mână. Așa. N-ar fi rău să ne dăm și cu un creion negru la ochi, că unde, Doamne, am pus creion negru. Nu, ăla, ăsta e corector. Te-o lasă. Ăsta e corector pentru cearcăne pe sub ochi. Nu știu ce o să facă mâinile mele cu el acum, dar nu trebuie să-l dea așa tare afară. Așa, mai puțin, mulțumesc. Pentru sub ochi, pentru cearcăne sub ochi. Așa, așa, mai sus sub ochi. Perfect. Nu, l-ai peste ochi. Gata, perfect. Bun. Și acum am putea să ne dăm cu puțin creion negru la ochi. Ăla gri creionul negru. În cutie. Care creionul, mă uit? Creionul ăsta e retractabil. Creionul ăsta să... Ajunge! Ajunge, mână! Ajunge, atât așa. Bun, și acum trebuie să-mi faci linia ochiului, că cu o mână trebuie să ții pleoapa, să-l întinzi. Nu, mă rog. Așa, perfect. Să vedem cum o să iasă. O linie lungă. Cat eye, eyeline, cat eye, ajunge. Bun. Celălalt. Poți să schimbi de mână, că ți-ar fi mai ușor. Poți să schimbi din ochi. Bravo. O, ce sexy mă simt. E capul meu. Nu, pe gură nu! Pe gură nu! Mâna e nebunit. Ce bine că nu s-a făcut. Bun. Și acum închidem creionul de ochi. Închidem creionul de ochi. Așa. Îl închidem și văd că mai avem, trebuie să ne dăm cu rimel. Dar înainte să ne dăm cu rimel, am putea să ne dăm, că mi-e cam frică, pe sprâncene cu acest eyebrow. Așa, să ne facem sprâncenele, să ne le conturăm. Dar are o pensulă, așa, și cu pensula, nu cu peria, trebuie să ne conturăm sprâncenele. Bun, nu, cu culoare, nu cu ceară, nu, cu culoare închisă, așa, că eu sunt sprânceană închisă. Bun, gata, ajunge, că... Mai de viața mea. Boa. O să am niște sprâncene. Bă, îmi dea sângele, mă. Sângele o să-mi dea sprâncene. Gata, bun, perfect. Următoarea sprânceană. Dar cu aceeași culoare trebuie să-mi o faci. O să-mi faci cu alb următoarea sprânceană. La ce suntem la NYX Face Awards? Să ne facem ochii cu culorile care mai ne plac. Auriu, acum o să luăm un auriu, să ne punem pe pleoapa. Bun. Pe pipăite, căutăm pleoapa, că doar suntem cu ochii închiși și nu vedem, o să-mi scoți ochiul dacă mai apeși. Mulțumesc, așa. Așa, folosim paleta de la Naked. Bun, acum să vedem, cred că ar merge acest maro închis, amestecat cu roșu închis, așa. Așa, și cum pe celălalt ochi. Normal să avem doi ochi de culori diferite și pe față, un pic așa să fie contrastul mai frumos. Bun, am terminat. Nu, cu corector deja ne-am dat, nu mai avem nevoie de corector. Acum ar trebui să ne dăm cu rimel, așa, ăla e rimelul, să ne dăm genele cu rimel. De viața mea. Și vezi că eu așa cu ochii închii, ai de capul meu. Bun, trecem la celălalt ochi, la celălalt. Așa. Dar nu pe față, pe geni. Așa, foarte bine. Așa, bun. Am făcut acum și genele cu rimel. Cred că lipsește... Bogdan. Bagă în gaură. Lipsește rujul. Avem spre alegerea ta, dacă vrei un ruj portocaliu sau un ruj roz, care vrei tu. Care vrei? Eu cred că ăsta nu se vede așa tare. Mă descurc eu. Bun. După cum vedeți, avem un machiaj cu... Da. Trebuie să ne dăm pe buze cu ruj.
Nu-ți da capul în spate. Totuși, cred că portocaliul ăsta nu se vede prea bine. Ar trebui să folosim rozul. Bun. Perfect. Par solarul Miranda Sings. Dar nu trebuie să folosim amândouă rujurile. Trebuie să tragi de el mâna. Cred că cu unul de cât este destul... Ua, nu, că ăla e roșu închis. Ai de... Capul meu. Nu. Nu. Gata, că-mi rup rujul. Bun. Bun, mâna, mulțumesc. Bun, am terminat. Serios că am terminat. Chiar nu mai am nevoie nimic, mâna. Mulțumesc frumos. Nutella, nu, nu îndrăzni. Bogdan, nu îndrăzni. M-a făcut cu Nutella pe față. Bun, deci acesta a fost videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut machiajul meu și că ați înțeles cât de cât care era conceptul acestui clip. Acestui clip era Not My Hands, dar văd că era și nici măcar creierul meu și gura mea. Adică pur și simplu mâinile astea au făcut ce au avut chef. Va trebui să mă demachiez de Nutella. Deci cred că rujul ăsta mă prinde bine. Cred că e minunat și linia asta la ochi. Bogdan, dar nu, mână, nu mă face cu Nutella la ochi, îți mulțumesc. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și dați un like pentru susținere sau măcar... Nu, dați un like măcar dacă v-a fost milă de mine pentru ce mi s-a întâmplat în acest videoclip și vă doresc o zi minunată, sper să nu vă provoace coșmaruri acest machiaj. Uai, cum sus. Areți, mă, bă, acum areți.